Atac șocant într-un supermarket din Noua Zeelandă. Un bărbat înarmat cu un cuțit a intrat în magazin și a rănit mai multe persoane. Unele dintre ele se află acum în stare gravă la spital. Ulterior, agresorul a fost împușcat de poliție. Autoritățile neozeelandeze tratează incidentul ca un atac terorist, mai ales că bărbatul era cunoscut ca simpatizant ISIS. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. 6 persoane au fost înjunghiate de agresori, iar 3 dintre ele se află în stare critică la spital. La scurt timp de la începerea atacului, agresorul a fost împușcat mortal de poliție. Autorul atacului era un bărbat din Sri Lanka, care în trecut fusese condamnat la închisoare și care încă din 2016 se afla sub supravegherea autorităților neozeelandeze, sub suspiciunea de radicalizare. De altfel, ieri era considerat unul dintre cei mai periculoși extremiști din Noua Zeelandă. El fusese prins în timp ce încerca să cumpere cuțite de vânătoare și având în posesie conținut video cu propaganda statului islamic. În cele din urmă, agresorul a folosit o armă albă chiar din supermarketul în care a și comis atacul. Jacinda Ardern, premierul Noii Zeelande, a criticat atacul pe care l-a caracterizat drept josnic. The police surveillance team and special tactics group who were part of that monitoring and surveillance that shot and killed him within, I'm told, the space of roughly 60 seconds of the attack starting. This was a violent attack. It was senseless, and I am so sorry it happened. În ultimii ani, Noua Zeelandă nu a fost străină de atacuri teroriste. În martie 2019, în orașul Christchurch, a avut loc cel mai sângeros atac din istoria țării, atunci când un bărbat înarmat a intrat într-o moschee și a împușcat mortal 51 de oameni.